genul programului Pamflet. Conflictul diplomatic dintre Grecia și Austria a ajuns la un nivel neașteptat și extrem de riscant. Faptul că se poate întâmpla asta în interiorul Uniunii Europene e un semnal deloc încurajator, mai ales că starea generală a UE nu e tocmai bună, iar viitorul din ce în ce mai neclar. Austria și-a asumat un rol pe care mi-e teamă că nu-l are și a luat o poziție foarte dură împotriva Greciei, pe care o acuză de câteva luni bune pe față că este vinovată de intrarea atâtor migranți în Europa. Ba chiar și-a permis să o amenințe cu propunerea de a suspenda Grecia din spațiul Schengen, în caz că nu va lua măsurile necesare pentru ca Europa să nu mai fie asaltată. De parcă e vina Greciei că e poziționată geografic la porțile Orientului și e responsabilitatea ei exclusiv să pună stabilă. Atât Grecia cât și Austria sunt două țări mici, vechi membre ale Uniunii Europene, dar niciuna vreo mare putere. În această dispută n-a intervenit categoric niciunul dintre statele importante, nu ca să ia partea uneia sau alteia. Germania, Franța, Marea Britanie și-au văzut de împărțirea cotelor și de propriile scandaluri de pe propriile teritoriu deloc de neglijat. De altfel, când situațiile s-au agravat, europenii din vest au schimbat atitudinea. Când valul de migranți a devenit un pericol pentru Franța sau Belgia, autoritățile au pus problema într-o cu totul altă lumină. Să suspendăm Schengenul cu totul, pentru că, nu, Austria nu-și mai permite să-i spună Franței că o suspendă dacă nu gestionează criza așa cum i-ar plăcea ei. Și totuși, asta nu e un motiv pentru Austria să-și vadă de treabă și să lase Grecia în pace. Dimpotrivă, Viena organizează miercurea trecută o reuniune a țărilor din Balcani consacrată crizei migrației. Grecia nu este invitată, în ciuda faptului că e esențială în conflict. Se supără și, în semn de protest, își recheamă ambasadorul din capitala austriacă pentru consultări. Apoi, ministrul de interne austriac vrea să facă vineri o vizită la Atena, dar Grecia o refuză. Și e hotărâtă să-și mențină poziția până când sancțiunile impuse Greciei nu vor fi înlăturate. E un conflict al orgoliilor, dar faptul că s-a ajuns până aici, în interiorul Uniunii Europene, e semn de boală grea și, din păcate, n-avem nici diagnostic, dar rămite tratament. Un punct de vedere. Alina Mihăescu, sunt cele bune!